Pentru a evita aglomerările, dar și contactul cu alte persoane, zălăoanii pot plăti impozitele și taxele locale prin virament bancar în conturile administrației locale afișate pe site-ul www.zalausj.ro, secțiunea Taxe și impozite locale. De asemenea, persoanele fizice pot achita taxele și impozitele locale prin intermediul paginii web www.ghiseul.ro. Pentru persoane juridice, Primăria Municipiului Zalău a implementat soluția informatică pentru plata cu cardul prin intermediul paginii web www.zalausj.ro, secțiunea Plătește online cu cardul, taxe și impozite persoane juridice, cu precizarea că pentru plățile efectuate nu se percepe comision agentului economic. Referitor la bonusul pe care l-au acordat printr-o hotărâre de Consiliu Local, în procent de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice, mă refer la cei care își plăteau taxele și impozitele către primărie până în 31 martie, vreau să fac precizarea că termenul acesta va fi prelungit până la sfârșitul lunii iunie. Așa că nu e nevoie ca să creeze aglomerații la ghișee. De altfel, noi am restricționat accesul la ghișeele din primărie. Doar 5 persoane intră odată maxim, ca să evităm, desigur, posibilitatea contaminării și transmiterii noului coronavirus. Deci, de reținut că această bonificație este valabilă și termenul se prelungește până la sfârșitul lunii iunie. Aș mai face o recomandare și aș face un apel în același timp la cetățenii din municipiu. Pe cât posibil recomandăm transmiterea documentelor adresate primăriei municipiului Zalău sau Consiliului Local în format electronic, pe adresa de e-mail la primărie sau prin fax la numărul de fax 0260-661-869. Până în data de 31 martie, accesul persoanelor din afara unității în compartimentele din cadrul primăriei este restricționat. Este permis accesul unui număr de maxim 5 persoane ce vor staționa pe holul instituției.